și lucrurile astea sună abstract până nu particip la o întâlnire de felul vostru. Ce înseamnă poezie pentru copii? Când ea provoacă imediat toate limbajele pe care le posedă copiii. Adică și cele teatrale, și aici am văzut și în scenări, în dialog, păpușele puse la lucru, și voi actori, cei care s-au recitat. În plus, niște găseli așa neordinare. Pentru că ia uitați-vă ce capcană frumoase în poezie pe care voi ați citit-o. Și e poezia de la bun început. Când, alături de mama, alături de tată, alături de înger, de Dumnezeu, deci străjerii noștri, cei mai apropiați, Ianuș Țurcanu îl ia pe Eminescu. Ce bine ar fi fost dacă ar fi trăit Eminescu. Ce bine ar fi fost dacă ar fi trăit Creangă. Ce bine ar fi fost dacă ar fi trăit Alexandri. Și toate lucrurile curg la vale și vouă vă vine parcă să o continuați. Ce bine ar fi dacă ar fi trăit încă Grigore Vieru. Ce bine ar fi dacă ar fi trăit încă Nicolae Dăbiș, așa mai departe. Dar poetul oprește jocul, pentru că oricum s-a declanșat creativitatea în laboratorul vostru de creație și el, în loc ca să reproducă versul lui Vasile Alexandrii, hai să bem mână cu mână cei cu inima română, îl schimbă numai un cuvânt. El schimbă numai un cuvânt, cei cu 10 la română. Și atunci vă opriți, că vă oprește poetul, să vă gândiți la misiunea voastră acum. Voi ați ajuns la o etapă când trebuie să faceți un lucru. Să vă faceți lecțiile și să însușiți niște îndemnuri. Pentru că e una să zici că e mare Eminescu, mare Creangă, mare... Dar atunci când îl ascultați pe Vasile Alexandrii și realizați unirea, nu cum e în poezia ce când câinele, motanul, șuricelul, nici cum când se întâlnesc împreună, nu găsesc o limbă comună. Deci asta e lecția lui Alexandrii, pe care altfel vă oferă poezia lui Ianuș Țurcanu. Și cu îngerii, de asemenea, trebuie să înțelegeți că alături de mama, de tata, de alături, sunt și ei cu fâlfuiturile lor protectoare. Dar cel mai intrigant lucru e plasat chiar în titlu. O, și ce poezie pentru copii nu trebuie ca să opereze cuvinte neînțelese vouă. Trebuie ca să opereze cuvinte din fondul nuclear al limbii române. Dar la un moment dat, din când în când, într-o poezie se strecoară câte un neologism sau câte un cuvânt din afara fondului nuclear. Și aici ies bune întrebările. Ce e acela GPS? GPS-ul vă explică doamna învățătoare, vă explică doamna bibliotecar sau Ianuș Țurcanu sau părinții. GPS-ul este această călăuză electronică care arată șoferilor pe ce itinerar să meargă ca să ajungă, să zicem, la liceul Dante Alighieri. Și nu la cel de sus, dar la cel de la clasele primare. Asta e menirea GPS-ului. Să zicem, împreună cu Aurelian Silvestru și cu cocoanele noastre am ajuns în Viena. În Viena, și GPS-ul ne-a dus exact unde am vrut ca să ne ducă, pe urmele lui Mihai Eminescu. Știam unde am învățat, știam la care bibliotecă a ajuns, ne-a ajutat. Dar ce mă încurcate a face când începeau doamnele noastre să caut în gențile lor, în poșețile lor de doamnă, niște lucruri pe care le găseau mai greu decât noi găseam cu mașina drumul. Și atunci am glumit că ce bine ar fi să se inventeze niște GPS-uri pentru poșețile de doamnă. Dar ne întoarcem la lecția pe care ne oferă prin acest GPS, cu corpul GPS, Ianuș Țurcanu. Ia uitați-vă ce declanșează, ce polemici delicate declanșează și ce întrebări la care răspunsurile plutesc în aer. Cocorii au șansele să străbate sute de kilometri unde le trebuie în țările calde, când aici e rece, când e... pentru că urmând unul după altul în unghiurile astea lor, nu suportă rezistența aceea a aerului atât de greu dacă ar zbura câte unul.
că se așează unul după altul și atunci ei schimbându-se, cel din față zboară și protejează unghiul, pe urmă trece în spate, altul trece în față. E un lucru extraordinar de interesant. Dar în poezia lui Ianoș Sorcanu apare această riscantă vrere, cocorul să fie unul, să găsească el singur drumul cu ajutorul GPS-ului, să încerce să rezolve această problemă de unul singur. Lucrul ăsta nu-i rău. Ca să vezi de ce ești în stare, cât de departe poți zbura, cum poți înfrunta rezistența, dar e periculos. Deci nu se pune punct în poezie. Se declanșează un câmp polemic unde voi discutați între voi ce e bine, cum e bine, ce lecții ne oferă cocorii, ce lecții ne oferă poetul Ianoș Sorcanu. De asta, să înțelegeți ce înseamnă poezie pentru copii, e o provocare. E la tot pasul o provocare și o punere la lucru a talentelor voastre, pe care până la aceste provocări nu știți că unii din voi pot fi actori. Alții din voi au niște voci extraordinare care se potrivesc la niște îngânări și la prima poezie cu Eminescu, Creangă și Alexandrie, dar și la cea cu îngerii. Nu trebuie linie melodică foarte complicată, dar Ianoș Sorcanu, ați auzit aici, care a semnat peste vreo 500 de texte la cântece foarte frumoase pe care le cântă foarte mulți interpreți, știe ca în poeziile sale să fie ascunse niște linii melodice care vă sunt accesibile vouă. Felicitările mele pentru autor și pentru voi că aveți norocul de încă o carte nouă care v-a pus la lucru. Haideți să rugăm pe Ilian Filip să citească vreo două poezii de lui și poate chiar trei. El are niște poezii nou-nouțe, numai voi veți fi primii care le veți auzi. Da! 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 Hai să-l rugăm! Eu am pornit să vă scriu autograf doamnei Veronica Emanuele și clasei întâi aceea de la Dan Delighieri și o să vă dau pe o carte care e pusă acum la lucru. La lucru într-un proiect, într-o campanie frumoasă, să citim împreună. Deci toți copiii din toată Republica citesc cartea lui Iulian Filip, Pâine de la iepure, și când s-au clarificat ce-i cu împărțitul pâinea asta, îl invită pe Iulian Filip și discutăm despre ce facem cu iepure, ce facem cu pâinica noastră. Să zicem, la 25 februarie mă duc la în satul Nou Cimișlia. Mă întâlnesc mai întâi cu clasele întâia care au vrut să se întâlnească cu mine la 27 ianuarie și pe urmă mă întâlnesc cu celelalte clase, cu o parte, ca să vorbim despre pâine de la iepure a lui Iulian Filip, care e și a lor deja, a celor de la satul nou. Vă las cartea și vă decideți împreună cu Liliana Juc când ne întâlnim ca să gustăm această pâine și să vedem ce au avut în vedere și iepurile și omul. Pentru că și omul a împărțit pâine iepurilor. Dar ceea ce vă divulg eu acum, e că, ia uitați-vă, când mi-a venit mintea, în clasa a doua, deci la anul, deci în cartea voastră, sunt două poezii a lui Iulian Filip. Una se cheamă Spicul cu prietenii lui și Dina Gospodina. Deci e vorba de spic, din care se face făină de grâu și pe urmă Dina Gospodina face colțunaș, plăcințele cu mărar, voi ați auzit, și așa mai departe. Mie mi-a dat în cap repede să editez o carte care se cheme Cartea mea cea mai gustoasă. Deci pe o parte să fie poeziile lui Iulian Filip cele mai gustoase, dar pe partea aslată să fie poveștile. Hai să vă citesc o poezie pe care nici Ianoș Sorcanu nu o știe. E poezia de trecere de la poezii la povești. Deci, întâlnirea autorului cu un personaj întrebător. Eu am un personaj care se cheamă Pălăriuță Oranj.
A venit odată la autor un personaj. Poate vă mai amintiți de mine. M-ați botezat Pălăriuț Oranj. Numele ca numele, l-am îndrăgit, mi-a plăcut, dar mă zic că e o întrebare. Eu de unde am apărut? Că unul crește din varză, altul de barză i-a dus. Eu de pe unde? De jos, de sus? Autorile, voi fi fiind de la sat, din oraș, chiar cum am apărut pe lume? Din Coțunaș. Îți bați joc, râzi de mine. Eu de mamă întrebam. Mă visam când pe lume eu deloc nu eram. Ce frumoasă întrebarea, dragul meu personaj. Iar răspunsul chiar tu ești, Pălăriuț Oranj. Meșteriță la toate, maica ta mai era. Coțunaș fără seamă, îi făcea și visa. Ce visa oare mama? Autorule, zi, te visa zi și noapte. Cum vei fi, vei veni și din orice bucate vei gusta pofticios, dar mereu așteptavei ce aveam mai gustos. Din acea așteptare tu pe lume ai venit, dintr-un vis fără seamă, vis frumos împlinit. Eu să fiu împlinitul. Ești copil împlinit. Deja știi împărțitul. Am ajuns la împărțit. Duci frumos farfuria, Coțunașa burinzi, unde mama îți zice, la vecini mai flămânzi. Sunt bătrâni, n-au pe nimeni, precum mama a zis. Ce gustoși coțunașii, ce împlinire de vis. Eu din visul mămicăi, chiar așa-i cum m-ai scris, iar mămica de mică tot era dintr-un vis. Așa e poezie pe care am citit-o din anul. Pedagog de profesie a făcut o gafă pedagogică. Când a zis de Colțunaș, mine s-au declanșat câinele Pavlov și mie mi-a mâncat Colțunaș. Nu, voi să prețuiți. N-am citit poezia Plăcințele cu Măra. Colțunașii se fac mai repejor, mai ușor. Numai să nu uitați de sare. Deci eu o să vă dau și această carte care abia se duce la editură. Vreau să vă spun cu editura Prometeu am avut această experiență, când cartea Urmele mele frumoase nu era. Era numai varianta electronică. Le-am pus la dispoziție varianta electronică și am avut o întâlnire extraordinară de întâmpinarea cărții, așteptarea cărții care încă nu era. Așa că o să vă las pentru că mi-a plăcut foarte mult. Cum i-a spus la lucru cartea lui Ianoș Țurcanu. Încă o dată felicit. Mulțumesc, Iuliane. Eu cred că, uite, aveți și voi cărțile mele, eu iată mă sfătuie acum cu doamna Iuliana și cu doamna Veronica, poate cărțile astea mi le lăsați pentru până ziua de mâine, îmi dați lista copiilor și eu la fiecare să-i scriu cu un autograf personalizat. Ar fi bine. Copii, vreau să vă spun un lucru despre această carte, Un popor cu GPS. Și martor mi-e soția mea, Marinica mea Țurcanu, care noi în anul 2020 ne-am dus la mare, în luna martie, și am nimerit că tocmai a doua zi a început această pandemie, COVID-ul acesta. Și noi am fost nevoiți, am fost siliți să rămânem acolo pe jumătate de an, 6 luni și ceva. Am stat pe malul mării. Pe malul mării trimiteam lui Iulian Filip fotografii, iar atam nu era nimeni absolut, marea și eu. Fiecare din noi uneori visează să aibă așa o... Dar eu chiar am avut așa, vreau să întâlnesc măcar o cioară, măcar un pescăruș, măcar un câine, sau măcar un milițonier ca să mă amendez că eu ies pe malul mării, că n-aveam dreptul. Nu era nimeni absolut. Ei bine, dar vă spun acest lucru din ce motiv. Cât am fost acolo, cât m-am plimbat, cât mă întâlneam cu prietenii seara, am venit cu 3 cărți. Acea carte care fulgere peste mare, doamna Leana Oare, o altă carte de aforisme care a fost editată la editura Junimea din Iași, și iată această carte,
un cocor cu GPS, de fapt 85% a fost scrisă pe malul Mării. Dar și pe malul Mării îmi era foarte mult dor și noi de câte ori am fost atât cu domnul Ilean Filip, era Nicolae Dăbija, Vasile Romanciuc, Aurean Silvestru, am fost de multe ori la căsuța la Bojdeuca lui Creang. Am văzut unde, în casa unde s-a născut Mihai Eminescu. Apoi a fost și Casa Muzeu Alexandrie. Și mi-am amintit acolo și am scris această poezie. Apoi ne aminteam de limba noastră, de patria noastră, de toate. Deci toate s-a declanșat așa un mecanism al creației care când copiii întreabă, dar mă, dar cum scrii, dar cum? Nu poți să lămurești cum să scrii. Pe urmă mai târziu. Uite, eu acum vreau să vă spun un lucru, dar din tâi vă citesc o poezie și domnul vă răspund la două întrebări jumate. Un măgar, legat de par, s-adrese unui țințar. Nu mai băzi în zadar că e urâtă limba ta, zic ca mine, i-ha-ha. Strigă cearnic pe țar. Nu e treabă de măgar să învețe un țințar. Cel mai bun localoar e al meu, zi car, car, car. Dar țânțarul văzâia mai departe în limba sa, ferm convins că limba nu-i mai frumoasă ca a lui. Asta e poezia și acum urmează aplauzele voastre. Și la sfârșit o să ne aplaudați, dar de ce v-am spus această poezie? Pentru fiecare limba lui este cea mai frumoasă. Și uite, au venit așa vremuri, după cred că pentru cei de la Dante Alighieri, domnul Ilean, nu trebuie să le spun, dar să știți că cea mai frumoasă, cea mai încântătoare și mai minunată pentru noi nu poate fi decât limba română. Și atunci copiii, când auziți chiar și la televizor, de una s-am auzit, nu știu cine i-a dat o emisiune întreagă unui domn care era cândva viceministru sau cine, nu vreau să vă spun numele. Și el vorbește în limba noastră moldovenească. Dragii mei copii, avem o singură limbă literară, frumoasă, care se numește limba... Română! Vă iubesc! Da, așa. Și încă vă spun o întâmplare foarte interesantă, care poate n-am spus-o deseori. Andrei Viziru ne-a făcut un jurnalist, ne-a făcut o întâlnire cu Grigore Vieru la o universitate. O universitate de stat. Și eu acolo am citit poezia care am să vă citesc. Se numește Șoricel Iudecat, poate voi chiar și-o știți, dar nu contează. Și Grigore Vieru i-a plăcut foarte mult, a mai fost undeva la un trinit și zice, ia citește de ce e, că mi-a plăcut mie. Cel mai interesant, ne-am dus la întâlnire cu studenții de la Universitatea Tehnică. Și Grigore Vieru, eu n-aveam, dar lui i-a dat multe cărți. El, ca să nu pierdă timp cât eu am să vorbesc și am să citesc, ăsta, scrie autografie. Ceva asculta, el cineva vorbea și scrie autografie. Dar eu vorbeam cu studenți și citeam poezii de dragoste, dar Grigore Vieru zice, da, și era același visir, eu m-am întrebat, Andrei Viziru, dar citește pe ce e cu Șoricel. Domnul Vieru, suntem aici la universitate, la băieți, la fete, care de acum de grabă au să căsătorească, și care Șoricel? Dar ei toți, citiți-o, citiți-o. Și acum vă citesc și vouă. Ei bun, am să vă citesc cea mai târziu. Șoricelul Iaducat. Ce faci, Șoricelul? Da. Nu, proiam la urmă, dar bine, vă citesc acum. Ce faci, Șoricele, singur, sub divan? O aștept pe mama, domnule Motan. Maica ta de tine grijă nu prea are. Domnule, mă zic că-mi caută mâncare. Tu ai mușcat din brânză, nu încerca să minți. Eu, stimate domnul, încă nu am dinți. Nu se teamă oare că am să te mănânc? Domnule Motan, eu sunt foarte mic. Spune-i mame, tale, viața ți-ai salvat numai din motivul că ești educat. Ce vreau eu să vă spun? Eu m-am bâlbuit puțin, o să aplaudați la urmă, pentru că am vrut să mă opresc și să-i dau poezia asta, o cunoaște foarte bine, mai bine, și o citește de două ori mai bine decât mine, doamna Lileană. Și eu zic să vă citesc vouă și mă, dar de ce să mă citească ea? Ia-mi citiți-o încă o dată. Foarte frumos i-au citit. Ia să verificăm dacă n-au uitat. Aplaudăm, vă rog, ca este un text în baza acestei poezii, un text scris de... Ce faci, Șoricele, singur, sub divan? O aștept pe mama,
Domnule Motan, mama ta de tine grijă nu prea are. Domnule Chit-Chit, mama gata de mâncare. Tu ai mușcat din brânză. Nu încerca să minți. Domnule Motan, eu n-am încă dinți. Spune-i mamei tale, miau, viața ți-ai salvat. Numai din motivul că ești educat. Și vă mulțumesc! Înseamnă, stai la Bibliotecă Teatră, care e deosebirea între poet care pur și simplu scrie și într-o doamnă care și actriță. Dar acum, dragii mei, acum am spus că vă răspund la două întrebări jumate. Cine dorește o întrebare? Poftim, cine dorește primă să spună o întrebare? Cum și Daniel? Ha! Ce carte v-a impresionat cel mai mult în copilărie? Țin minte foarte bine. Danila Pripereac. Wow! Știți cine a scris? Încă nu eram la școală când mi-au citit această poveste și pe urmă au trecut ani, am recitit-o și chiar și acum uneori când ne ducem cu domnul Ilear, ne ducem 1 martie de ziua nașterii lui Ion Creangă, ne ducem la Bojdeu ca lui Creangă, eu întotdeauna deschid volumul acesta mare și citesc totul, citiți și recitiți Ion Creangă. O să rămâneți cu fiecare an, o să rămâneți tot mai încântați, tot mai încântați de acest om genial. Slavă că l-avem în literatura neamului român. Asta a fost cartea. Da, și încă, fiindcă atunci încă Eminescu nu era la noi și nu aveam prea multe cărți în casă, dar mama le citea, mama ne citea Biblia. Și eu atunci, fiind un copil micuț, nu știam că pildele lui Solomon sunt din Biblie. Credeam că sunt niște... Mă impresionau foarte mult, dar credeam că sunt povești populare moldovenești. Și când am crescut, am înțeles că mama, neavând alte cărți, ne citea și Biblia. Poftim, Daniel! Hai, poftim, Daniel! Noi acum avem telefon. Jucării n-am prea avut. Când mi-au făcut un istorie de astea de culoare neagră din lemn, eram fericit. Noi n-aveam prea multe jucării atunci. Ce jocuri mi-au plăcut? Toate jocurile mi-au plăcut. Și mai ales, dacă vorbim de sport, participam la școală la toate și îmi plăcea totul și eram prim. Eu sunt leu după zodie. Și îmi place să fiu primul. Chiar dacă stăteam în rând și băieții erau mai înalți, eu făceam nazuri dacă nu mă puneau primul să fiu acolo. Aveam neplăcere. Dar cel mai mult, aveam acasă foarte mult, taică-meu iubea cai, aveam 4 cai acasă și taică-meu iubea copaci de miere. Aveam foarte, mai că Mărincă a văzut câte miere noi acolo aveam. Și cădeau mierele, toamna, începeau să cadă mierele jos, nici nu ne aplicau. Dar ne duceam la furat miere. De acasă, un sport foarte deosebit. Cei mari mă luau cu ei la furat miere. Și așa eram de fericit, dar acasă mierele stăteau. Mulțumim că noi astăzi stăm mai mult în casă și vroiam să le arătăm copiilor să iasă afară, să comunice. Îmi plăcea foarte mult, mama ne încălța, aruncam încălțăminte și pe imaș alergam, jucam fotbal, drept că vreau să vă spun... Din nefericire, că Iulian Filip joacă mai bine fotbal decât mine, da? Dar asta de acolo la bălți eram. Și ăsta, aruncam totuși noi, suntem copiii care ne plăcea să alergăm de sculți prin iarbă, să ne sculăm dimineața și știm ce înseamnă rouă de pe flori sau de pe copaci. Deci am avut o copilărie fericită. Dar știți, copiii mei toți sunt copii de la oraș și n-au acea... senzații și fericirii, cum de pildă Iulian Filip se ducea să pască vaca, de-al data viitoare îl plătea, sau scria versuri acolo, sau avea atâtea iazuri unde înnota și înnoată foarte bine, din motivul că iubea natura. El și acum în fiecare dimineață se duce la lacul de la Valea Morelor și dacă ați vă uitați în Facebook, cei mai mărișori, aplasează acolo niște fotografii aproape de talentate. Dacă eram eu, îi făceam mai talentat și astăzi prezentarea chiar și mie. Hai mai întrebați-mă ceva. Care dorim?
Rog. Of, ce frumoasă întrebare! Nu m-a mai adresat nimeni niciodată o așa întrebare. Pentru fiecare din noi, sigur că mama este figura emblematică a fiecărui copil. Da, tata e foarte important, dar îți dedeață mama. Și eu întotdeauna, dar în familia mea am un frate mai mare, Victor, care 6 ani mai mare, el era parcă mai mult fiorul mamei, dar eu eram fiorul lui tata. Eu dacă spărgeam un geam cu mingea, păi nu îi spuneam mamei, putem să iau și o măietor undeva la funduleț, dar îi spuneam lui tata, tata, e bine, rezolvăm. Adică eram și când am crescut, dar pentru mine mama, cred că, dacă se spun într-un cuvânt, a însemnat totul. Eu am un CD, nu știu dacă este la text sau nu, am scris foarte mult și poezie am scris mult și am scris foarte multe cântece despre mama, un CD întreg și când maica mea s-a dus în ceruri la îngeri acolo și poate este și îngerul meu păzitor, foarte important că nu puteam reveni. Iată noi și la Padrenul Cultură am făcut 9 zile, acolo au prieteni și tot nu puteam reveni. S-a apropiat de mine Gheorghe Crețu cu Doina Arsenie și zice, hai să-mi faceți o melodie, un text pentru o melodie. Eu zic, uite, eu sunt de acord, dar să fie despre mamă. Și am scris, doar de mamă, doar de tine și așa mai departe. Eu de muzică populară, muzică ușoară am scris pentru Cătărița Barbu, am scris un cântec, mama care muzica a scris-o Ioana Sulac, fiica lui Nicolae Sulac. Și uite așa treptat s-au adunat și atunci mi-am revenit puțin. E foarte greu când te disparți de mamă. Voi acum sunteți mai mult lângă mamă, o să creiți mai mult pe mamă. Eu vreau așa, eu așa. Și toți copiii sunt așa și noi eram așa. Dacă nu, o să creșteți foarte mult și o să vedeți ce înseamnă mamă. Eu țin minte, noi ne duceam la cules strugurii la Sofia lui Iulian Filip. Și mama lui din tâi mi s-a arătat pe noi, pe toți, eram o echipă întreagă. Și pe urmă s-a apropiat de Iulica. Dar eu atunci mă uiteam, băi, mama mea s-ar fi apropiat, cred că, de mine. Mama lui era inteligentă și când ne luam rămas bun de la ea ultima oară, nici Iulian Filip n-a înțeles, ea ne petrecea cu zâmbet. Ultima oară noi ne-am așteptat așa, Victor Bujul, lângă mine era cineva, Jean Curzac, îmi pare că actorul de la Teatru Satiric, și mama lui ne petrece și pe obraj îi se scurg lacrimi. Și am înțeles mai mult, n-am înțeles. Pe urmă cu Marinica ne-am dus la mormântare. Dar mămica mea, care în ajun, înainte de a pleca la Dumnezeu, în ajun, mi-a sunat și a zis că vrea să vină la noi. Deci unii zic, uite, unii au senzația că iată am să mor, că... Nu. Era foarte credincioasă, taică meu era comunist, dar mama cânta în corul bisericii. Și maica mea s-a rugat toată viața, când aveam 40 de ani, și s-a rugat, Doamne, te rog numai să nu chinui copiii ăștia, să nu fiu un pat, atunci nu înțelegeam, la anii mei înțelegeam. Și așa, și s-a pornit cu dimineața, eu duceam mai dimineață cu un an de-a mea spre biserică, s-a uitat, a ridicat ochii spre biserică și a făcut cruce și s-a așezat și a murit. Așa a murit mama mea și... Întrebarea e foarte bună, dar despre asta eu trebuie să stau 2-3 ore să povestesc și să pun cântece despre mama mea. Putem face... Și preface pustiul într-o grădină, suflete vesele, frumoase, curate, pot să se adune doar lângă o carte. În primul și primul rând, citiți. În al doilea rând, nu uitați să faceți sport și șopii și să aveți o stimă foarte mare de ceea ce vă spun învățătorii, pentru că atunci când au trecut foarte mulți ani, eu știți ce făceam? Când ne apărea o carte, primul exemplar alături eram tot timpul cu Iulian Filip și pe urmă mă duceam la mămica mea în pelenie și mă duceam la prima mea învățătoare. Ea până anul trecut a trăit, Dumnezeu să o odihnească acolo în ceruri, totdeauna s-a mândrit cu noi, eu m-am dus la 6 ani și eram un copilar de 6 ani, puteam să citesc de acum. Și acum, când mi-amintesc câte nazuri făceam, mie mi se face
groază, fie că Ilian Filip e profesor și nu știe, mai preda, dar acum eu să mă duc să fiu învățător la 30 cât aveți? 9. Mai, mai bine vă mai scriu două cărți, bine? Bine scriu două. Nu, fiecare cu vocația sa, dar eu îmi plac foarte mulți copii, îmi place să fiu înconjurat de ei, da? Așa, uite, vreo oră, acum mă duc acasă. Dar eu vă spun cinstit, eu n-aș putea lucra cu voi așa cum trebuie să lucreze un profesor, dar noi mai avem, o, numai să nu fie cu supărare, că în copilăria noastră erau și foarte mulți bărbați lucrau. Acum unde îmi e greu, poftim, doamnele, noi suntem, oferim întâietate doamnelor, dar e foarte bine că în școală sunt bărbați. Și o stimă deosebită și sunt acolo niște obiecte care trebuie să le predea anumii bărbații, așa eu consider, dar știu că acum școlile sunt mai mult doamne, peste 90, dar asta e bine. Asta e bine pentru că doamnele sunt și ele, învățătoarele sunt și ele mame și ele știu ce să facă ca copilașii să crească sănătoși și frumoși. Băi, dar ce întrebări voi îmi puneți? Vă mulțumim enorm de mult. A, eu știu că eu cu voi aș sta și o oră și două, dar trebuie să ne luăm la bază bună așa cu dorința de ne mai vedea. Iată, eu vă promit, când o să prezentăm cartea lui Ilian Filip, cum e titlul eu va fi? Prin la el și celălalt, da. Cum e titlul? Cartea mea cea mai gustoasă. Cartea mea cea mai gustoasă. Când zic așa, iar ne amintesc de colțunaș. Uite, atunci am să zic și eu și ne mă întreține mai mult. De data aceasta eu vreau să vă mulțumesc. Sunteți, de una am vorbit și artiștii ăștia, uite, ei repede au citit ce au făcut. Eu mă duceam cu emoții și când am văzut așa că stau, zic, bine că sunt ăștia de la teatru și am să le citesc eu poezii din cartea mea. Când atât de repede ați pregătit-o? Sunteți geniali. Băi, și eu uneori sunt talentat, dar voi sunteți geniali. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamne Iliane, bibliotecarilor mele, dragi prietenii mele și vecinile mele care au grijă de florile mele, când eu mă duc la mare. Jumătate de anul am fost și ele mi-au, aici mi-au dat florile. Voi sunteți actori, dar tu precis, de-am la teatru să fii și ești așteptat. Mulțumesc soției mele care a venit cu mine și m-a susținut moral, eu mă simt bine când soție alătură, dar lui Iulian Filip, îndeosebit, mulțumesc întotdeauna mi-a fost alături. Și vouă, dragi copii, de fapt noi scriem pentru voi ca să creșteți minunați, frumoși și să vă iubiți patria, natura, mamele, profesoarele și tot ce e bun și frumos în această lume. Vă mulțumesc! A, ce cuvânt magic am atat? Cuvânt magic? Haideți să-i aplaudem. Noi împreună, teatru și biblioteca, vă aplaudem. Pentru dumneavoastră și Iulian și pentru doamna voastră. Asta e. Mi-am spus întrebarea. Da, cărțile, eu... Cei mai frumoși copii, se zâmbește dimineață, ziua și pe la chindii. Nu lăsa să treacă timpul, nici o zi să nu zâmbești. Ți se schimbă îndată chipul, usuflat dacă privești. Toate au să-mi cânte, e de ajuns doar să zâmbești. Păsările o să-ți cânte, nu o să te plictisești. Să-i zâmbești mămicuței tale, să-i zâmbești unui amic, să-i zâmbești unui de tale, nu te va costa nimic. Să zâmbești mereu în viață, chiar de ești un pic sfios. Când ai zâmbetul pe față, ești un om bun și norocos. Când ai zâmbetul pe față, ești un bun și norocos. Ia zâmbiți, vă rog! Am avut parte azi de un volum frumos, cu poezii în floare, cu primăvară, cu iarbă jilavă, cu ferestre pline de lumină, cu fulgi de iarnă, cu frunze argintate. Și am privit cu dor și am înțeles că avem
o limbă frumoasă, un neam, că avem scriitori cu talent, că avem copii talentați, că avem literatură frumoasă, că menirea noastră, a noastră, a bibliotecarilor și a învățătorilor, este să semănăm această bunătate din carte și să o punem în sufletele voastre. Vă mulțumesc și vă zicem la noi revedere!